Mulțumesc Domnului că suntem împreună din nou și mulțumesc fraților că s-au gândit să mă invite. Greu am cedat pentru că programul era foarte intens, dar n-am cum să-l refuz pe fratele Daniel și pe frații care, de care m-am legat și sufletește, cei din Suceava și nu numai. Primiți salutul fraților de credință din toată țara aceasta și din alte părți, din diaspora românească, pe unde am călătorit în ultima vreme. Venim după o serie de lucrări de evangelizare, de învățătură, tocmai de la Cluj și Zalău, și trei zile cu dumneavoastră și apoi joi mergem în Germania. Direct cu mașina, cu soția, fiica, Ana. Rugați-vă pentru noi să fim întăriți și în trup și mai ales în sufletul nostru. Avem aceste trei seri un subiect greu. Și de aceea va trebui să vă deschideți sufletul. Nu este un subiect oarecare. Va trebui ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească direct inimii, să schimbe preconcepții, să aducă mângâiere. Am să presar aici acolo, chiar și exemple din viața mea, în ultimii ani mai ales, și nu numai, și din viața altor credincioși. Voi încerca să îmbin teologia cu practica. De aceea, rugămintea mea este încă de astăzi să mai citiți o dată cartea Iov, cei care n-ați făcut-o recent, cu mare atenție și să puteți participa și cu mintea mai bine la întreg procesul de predicare, de asimilare a Cuvântului lui Dumnezeu. Dar înainte, fratele m-a rugat să cântăm o cântare. Eu am pregătit o cântare așa, în ton cu subiectul nostru. Cântarea o știți sau o recunoașteți, nu știu dacă o aveți în cântările dumneavoastră. Eu am găsit două variante al acestei cântări. Prima mai scurtă, doar de trei strofe, circulă mai mult și în alte cărți de cântări și pe internet. Dar m-am documentat mai atent și am descoperit că această cântare are de fapt 1, 2, 3, 4, 5 strofe. Și este compusă de un român. Da, fratele Rosche, dacă nu mă înșel. Și am preferat să cânt varianta, să zicem, completă a acestei cântări, chiar dacă sunt mai multe strofe. Întotdeauna e bine să te asiguri că vei cânta originalul și nu variantele de pe internet sau din folclorul nostru. Și cu Daniel ne dăm silința să improvizăm. Eu nu sunt mare cântăreț, sper că știți asta, dar nici tu nu ești. Uite, ne potrivim aici. Dar noi vom cânta ca să încurajăm pe ei să cânte bine. Dacă ei își dau seama că noi putem, cu atât mai mult cei care ne ascultă. Am să cânt cântarea strofele într-un fel aparte, așa cum le trăiesc eu acum. Iar la cor veți recunoaște corul ușor, se poate și memora, dacă doriți să mă însoțiți cu atât mai bine. Către tine, Doamne, gândul
mi-l îndrept. În ispite și necaz puteri aștept, peste mine vremuri grele au trecut. Tu, Iisus, cu brațul tare mi-ai fost scut. Am trecut biruitor prin încercări, în ispite și în necas mi-ai dat putere. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă ierți. Pasul meu mai sigur către cer să-ndreți. Au trecut ani mulți de când te-am cunoscut. Prima dată voia-ți mi-ai descoperit. Ce ușoară cale atunci mi s-a părut. Deși lupte, încercări eu am avut, dar am trecut biruitor prin încercări. În ispite și în necaz mi-ai dat putere. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă ierți. Pasul meu mai sigur către cer să-ndreți. Stau de-atâtea ori gândind la voia ta, să mă încredințez că-i bună lupta mea. Când cu firea neîncetat mă războiesc, numai Tu știi, Doamne, cât de mult greșesc. Dar am trecut biruitor prin încercări, în ispite și în necaz mi-ai dat putere. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă ierți. Pasul meu mai sigur către cer să-ndreți. Vreau să fiu, Iisuse, altfel decât sunt. Schimbăm viața cât sunt încă pe pământ. Fă-mă sfânt și dă-mi putere să iubesc și pe aceea care mă bat jocoresc. Am trecut biruitor prin încercări, în ispite și în necaz mi-ai dat putere. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă ierți. Pasul meu mai sigur către cer să-ndreți. Tu rămâi pe veci al meu conducător.
Dă-mi putere să-ți fiu vrednic următor. Proslăvește-ți numele în viața mea și acum și în veșnicii e tot ce-aș vrea. Am trecut biruitor prin încercări, în ispite și necaz mi-ai dat puteri. Astăzi, Doamne, îți mulțumesc și plângând te rog, Iisuse, să mă ierți. Pasul meu mai sigur către cer să-ndrezi. Amin. Gloria Domnului și mulțumim lui Daniel. Uneori cele mai frumoase momente sunt cele improvizate. Când ne pregătim prea mult Duhului Dumnezeu, uneori mare loc să ne surprindă. Frați și surori în Domnul, 3 zile vom avea de meditat la cartea Iov. Pentru că este o carte extrem de complexă, cu foarte multe capitole, o încărcătură teologică, practică, spirituală extrem de mare, va trebui să aleg 3 sau 4 teme esențiale acestei cărți și să mă focalizez asupra lor. Va trebui să las deoparte unele teme sau subiecte care ar fi meritat atenție, dar pentru aceste 3 seri va fi suficient. Important este că vom medita la ce este esențial în privința suferinței. Deși să știți că tema suferinței nu este tema principală acestei cărți. Eu cred că această carte, în primul rând, vorbește despre Dumnezeu, nu despre om, fie el și Iov. Poate că, dacă i-aș da un titlu acestei cărți, ar fi Cunoașterea lui Dumnezeu în timpul suferinței. Așa cum vom vedea, Dumnezeu este mereu prezent, atât în planul istoric, cât și în planul meta-istoric. Atât la începutul cărții, care e mai mult parte narrativă, cât și în miezul acestei cărți, care e mai mult parte teologică, teoretică. Și apoi finalul cărții ne arată, într-adevăr, cine este Dumnezeul lui Iov. Deci în prima parte, seara aceasta, vom vorbi mai mult despre de ce vin încercările, de ce vine suferința. Ne vom uita la Iov și vom extrage câteva lecții despre atitudinea credinciosului în suferință. Dar ca să înveți aceste lecții, va trebui să înțelegi textul biblic. Un profesor de teologie a scris cândva o carte pe care a intitulat-o Tremurând în pragul textului biblic. Mi-a plăcut titlul și mi-a plăcut modul în care el a înțeles să se raporteze la un text sacru, un text sfânt. Ori de câte ori se apropia de Sfânta Scriptură, de Biblie, tremura în pragul textului.
Cam acesta a fost și sentimentul pe care l-am avut eu când m-am apucat să studiez cartea Iov, unul de tremur și umilință. Oare voi putea înțelege această carte? Care este adevărul pe care vrea să mi-l dea, să mi-l descopere Dumnezeu mie și apoi eu să-l transmit mai departe? Și am amânat mult timp să predic sau să țin prelegeri din cartea Iov. Nu doar pentru că știam cât de dificil este să găsești răspunsul la anumite probleme exegetice de interpretare ale cărții, dar mai ales pentru că aborda teme pe care nu le mai trăisem încă. Și una este legată de limitele suferinței. Ce poate predica cineva despre Iov când nu a avut parte în viață de experiențe asemănătoare cu ale lui Iov? Poți predica rațional, teoretic, foarte eficient, dar când treci tu prin suferință, textul biblic ți se deschide altfel. Te identifici cu el, cu personajele, cu tot ce e acolo. Și de aceea am stat mai mult în această carte în ultimii ani, când Dumnezeu a hotărât să mă încerce și pe mine din greu. Pierderea soției, primei soții, într-un accident, apoi rușine în familie, apoi trădare din partea unor prieteni, apoi mi-am pierdut și un băiat de 21 de ani. Și zilele trecute a trebuit să o anunț pe mama că are cancer. Dar aceste experiențe, să știți că nu te califică cu adevărat să vorbești despre suferință. Indiferent prin câte suferințe sau stadii ale suferinței vei trece. Și asta, concluzia aceasta este preluată chiar de la Iov. Iov care a suferit mult mai mult decât unul ca mine sau ca tine. Și vom vedea cum în final a trebuit să recunoască că n-a înțeles nimic. S-a smerit înaintea lui Dumnezeu și a cerut iertare pentru că a vorbit despre lucruri pe care nu le-a priceput. Până când Dumnezeu n-a hotărât să-i le descopere. Deci nu participarea efectivă într-o suferință îți va clarifica teologia. Descoperirea lui Dumnezeu îți clarifică teologia suferinței. Dar până acolo avem de parcurs un drum. Împreună ne vom da silințele să învățăm, să ne smerim sub această carte sfântă. Una din precauțiile mele înainte de a intra în subiectul acestei cărți a fost cum să vorbesc din această carte despre suferință fără să primesc și eu verdictul celor trei prieteni ai lui Iov. Vă amintiți ce spune Dumnezeu la finalul cărții, în capitolul 42? Vă citesc versetul 7. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Și cu acest tremur
m-am apropiat de carte. E o carte care te înfășoară în mister, pentru că nu e așa, cine poate să cunoască căile lui Dumnezeu? Modul în care El a creat totul, funcționează totul și modul în care El permite răul să coexiste cu binele. Pentru a înțelege această carte, trebuie să ai repere foarte bune. Și n-ar fi nicio greșeală dacă ai reciti cartea începând cu discursul lui Dumnezeu din capitolele 38 până la 41. Pentru că în aceste capitole vei înțelege cum se uită Dumnezeu la istorie, la creație, la tine. Și atunci nu te vor interesa așa de mult ce spun oamenii, ci ce spune Dumnezeu despre suferință. Dar apreciem această carte ca o carte unică prin conținut și prin format, o carte unitară care are pe de o parte proză, pe de altă parte poezie. Nu vom intra, zic, în multe interpretări. Nu ne interesează anumite aspecte acum, ca să nu pierdem privirea de ansamblu asupra cărții. De exemplu, dacă sunteți obsedați unii să pricepeți sau să interpretați ce înseamnă Leviatanul și Hipopotamul din cartea Iov, nu cred că voi stărui asupra acestei întrebări. Pentru că există o diversitate de interpretări. Unii o interpretează literar, că e vorba chiar de Leviatan și Hipopotam, sau alții simbolic. Poate că e vorba aici despre îngerii răi. Dar mai bine nu ne încurcăm cu aceste detalii, nu-i așa? Ca să nu pierdem ansamblul. Această carte e lăsată intenționat de Duhul lui Dumnezeu pentru noi. Și cei care au citit cartea de-a lungul anilor au înțeles câtă bogăție există în carte, ce mult reflectă ea întrebările noastre fundamentale despre viață și mai ales despre suferință. Nici nu cred că vom stărui asupra autorului cărții, deși Iov este personajul uman principal, apare ca un necunoscut, brusc, așa, dintr-o dată în istorie. Se vorbește puțin despre el, doar capitolul 14 din Ezechiel, versetul 20, e pus alături de Noe și Daniel ca oameni neprihăniți. Ceea ce ne duce la concluzia că toată povestea lui Iov era cunoscută de evrei în secolul 6 înainte de Hristos. Dar nu știm, de exemplu, dacă Iov era evreu. Unii cred că la originea cărții, așa cum o avem noi, au fost mai mulți autori. Un fel de activitate editorială de-a lungul secolelor. Sau texte care au fost adăugate. Se sugerează, de exemplu, că prima parte din Iov, capitolul 1 și 2, narațiunea, și ultima parte din Iov, din capitolul 42, au constituit, de fapt, prima carte. La această carte inițială s-au adăugat discursurile din mijlocul cărții. E o teorie, pare interesantă, dar nu avem suficiente date să o credem. Poate veți citi despre o astfel de interpretare. Mai degrabă, apropierea clasică de această carte este aceasta, că
Cartea Iov e scrisă de un singur autor. Nu știm exact cine a fost autorul. Și aici unii cred că ar fi fost Elihu, mai tânăr, adunat toate datele, discursurile, dar știți că alții spun că a fost Moise. Mai târziu, Moise știa istoria lui Iov și pune într-o carte. Iarăși, sunt speculații ale teologilor. Nu știm cu adevărat cine a fost autorul, dar știm că a fost unul singur, pentru că modul de prezentare, coerența ideilor, limbajul, toate duc spre un autor. Este clar, cartea are o structură unitară, da? Există o carte cu teme care se leagă una de cealaltă și peste toate este o carte cu o teologie unitară. Adică ceea ce găsim în partea prozaică, găsim și în cea poetică. Această luptă, sigur, a omului de a înțelege existența suferinței și răspunsul pe care îl primim despre Dumnezeu. Noi credem cu siguranță că autorul adevărat al cărții a fost Duhul lui Dumnezeu. Iar autorul uman e prea puțin important cine este. Dar, zic, nu stăruim asupra acestor elemente tehnice. Dacă ne uităm la structura cărții, deja am anticipat că avem, hai să zicem, o structură simplă. Vă dau o formă simplificată acum. Capitolul 1 și 2, prologul cărții. De la capitolul 3, da, până la capitolul 37 inclusiv, îl vom numi dialogul. Pentru că aici intră vorbirea lui Iov, dezbaterile și dialogul pe care îl are cu prietenii lui, cu cei trei, plus mai târziu discursul lui Elihu, toate intră aici, în partea de mijloc pe care o să o numim dialogul. Și apoi, de la capitolul 38 la 42, 41 inclusiv, o să o numim descoperirea sau revelația, în care Dumnezeu vorbește, Dumnezeu dă în final un răspuns. Și ultima parte, de la capitolul 42, versetul 7, epilogul, sfârșitul cărții. Deci avem un prolog și un epilog. Între cele două avem un dialog foarte lung și apoi avem o descoperire a lui Dumnezeu. Oamenii dialoguează, Dumnezeu se descoperă. Cam ăsta ar fi sumarul unei structuri simpliste a cărții. Sigur, s-au făcut foarte multe încercări de a împărți altfel cartea și să se ia pe teme sau să se ia doar pe cuvântări și alte inițiative. Dar această formă foarte simplă te poate ajuta să te încurajeze, să citești această carte din nou, din nou. O să-ți placă, o să-ți dea multe răspunsuri și satisfacții spirituale. Eu cred că e o carte mai mult pentru inima noastră, nu atât pentru mintea noastră. Dacă o citești cu inima, vei înțelege mai mult din ea. Aș vrea acum să vorbesc puțin și despre Iov, despre personalitatea lui Iov. Locuia în țara Uț, probabil undeva la est de Israelul de astăzi. În plan personal, Iov spune textul nostru în capitolul 1 și în capitolul 2, de fapt Dumnezeu însuși îl califică pe Iov drept un om neprihănit, curat la suflet, care se temea de Dumnezeu și se abătea de la rău. Patru însușiri ale acestui credincios minunat. O, ce ne-ar plăcea și nouă să auzim că Dumnezeu vorbește despre noi așa.
E un om neprihănit, curat la suflet, temător de Dumnezeu. Se abate de la rău. În plan social, Iov avea o familie mare, 7 fii și 3 fete, era bogat, se spune că era cel mai de vază dintre toți locuitorii răsăritului, avea o viață liniștită, se bucura de pace. În plan religios, și asta ne interesează acum foarte mult, în planul religios, adică cel spiritual, Iov era un credincios activ care era monoteist, adică credea într-un singur Dumnezeu. În vremea lui Iov, să știți că aproape toate popoarele despre care noi cunoaștem câte ceva, erau politeiste, adică credeau în mai mulți Dumnezei. Îl găsim pe acest Iov ca un credincios care crede în existența unui singur Dumnezeu. De aceea îi aducea lui Dumnezeu jertfe. Un orice om religios aduce lui Dumnezeu jertfe. În cazul Iov, de pildă, și aici părinții trebuie să fie atenți, spune la un moment dat în capitolul 1, versetul 5, că după ce copiii lui Iov dădeau o spețe, se bucurau de relații unii cu alții, Iov chema și îi sfințea pe fiii săi. Se scula dis de dimineață și aducea pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci, zicea Iov, poate că fiii mei au păcătuit și au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Așa avea Iov obicei să facă. Acesta era un obicei, era un fel de ritual pe care l-avea Iov ca respect față de Dumnezeu. Ce își dorește un părinte mai mult decât să-și vadă copiii înțelegându-se și să fie acoperiți de rugăciune? Acesta era Iov. Se părea că nimic n-ar putea să-i strice echilibrul, bucuria, fericirea. Dar niciodată nu avem voie să uităm că există în lumea aceasta un dușman care nu se bucură că noi ne bucurăm în Domnul. Și de aceea textul nostru, de la început, după ce prezintă planul acesta istoric, cine era Iov în planul istoriei umane, deodată, de la versetul 6, Biblia vorbește despre o altă scenă, ne duce într-un alt plan, în așa numitul plan meta-istoric, ceresc, și ne spune că Fiul lui Dumnezeu, probabil se referă aici la curtea cerească a lui Dumnezeu, unde intră îngerii, herofimii, serafimii, poate și alte ființe despre care nu știm, se referă adică la cele ființe create de Dumnezeu ca să-i slujească. Toate ființele create de Dumnezeu sunt create să îi slujească lui Dumnezeu. Dar nu toate au slujit. Știm foarte bine că o parte din aceste ființe au căzut, au eșuat. Dar aici vorbim întâi despre acești fii al lui Dumnezeu, cei loiali Dumnezeului Creator, care s-au înfățișat înaintea Domnului, probabil să dea socoteală de slujirea lor în univers. Noi nu știm cum funcționează aceasta. Ne putem imagina. Și limbajul pe care îl avem aici în Scriptură poate fi într-o măsură metaforic, adică
să fie adaptat înțelegerii noastre. Cu siguranță însă ceea ce se trăia și se trăiește în acest univers spiritual, în această realitate dincolo de realitatea noastră pe care o cunoaștem, cu siguranță zic, noi nu cunoaștem multe. Din când în când Dumnezeu ne mai descoperă ceva. Și iată, o scenă cerească în care se prezintă tot să dea socoteală lui Dumnezeu de lucrarea lor. Și printre aceștia vine și Satana. În limba originală, foarte bine tradus aici, este Satanah, care înseamnă, dacă ar fi să traducem direct, acuzatorul, părășul, fel de procuror. Scena aceasta, însă, rețineți, era neștiută de Iov. Iov n-a aflat niciodată de această scenă cerească în care Fiul lui Dumnezeu se prezintă, vine și Satana, are loc un dialog din care reducem că Satana era limitat în acțiune. Aici spune că el se plimba, nu domnea. Apoi Dumnezeu se laudă cu un om pe nume Iov. Argumentul Satanei însă vine imediat și sugerează. E normal ca Iov să se teamă de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu l-a ocrotit, l-a binecuvântat. Însă, dacă Dumnezeu își va trage mâna, Satana era convins că Iov va ceda. Iov laudă pe Dumnezeu pentru că prosperă, pentru că are binecuvântări materiale. Și Dumnezeu acceptă această provocare cu condiția ca să nu se ia viața lui Iov. Acesta era planul ceresc, un dialog tulburător. Când, de exemplu, în versetul 9, Satana îi răspunde Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu, zice? M-am oprit adesea la această expresie. Oare degeaba ne temem noi de Domnul? Care e motivul pentru care noi ne temem de Dumnezeu? Ia gândește-te. Ai un motiv. Motivul este pentru că nu cumva Dumnezeu să-și tragă mâna și să nu mai ai nici sănătate, nici posesiuni? De ce ți-e teamă de Dumnezeu? De ce ai respect, adică, față de El? Pentru că tu crezi în El, cine este? Sau pentru că El îți dă? Asta s-ar putea să fie o etapă importantă în viața ta, de credință. Te va încerca Domnul și pe tine. Va veni și la tine această întrebare, oare de ce ești credincios? În sfârșit, dintr-o dată, scena în textul nostru, narațiunea din Iov 1, se mută din nou în planul istoric pământesc. Și deodată Iov se afla între binecuvântare și blestem, dar nu știa aceasta, pentru că Dumnezeu a decis ca el să fie încercat. Rețineți, vă rog, că Satana ispitește, Dumnezeu încearcă. N-avem voie niciodată să spunem că Dumnezeu ispitește. Dumnezeu nu ispitește pe nimeni, spune Iacov în capitolul 1. Dar chiar și atunci când Satana ispitește, limita ispitirii este viața. Pentru că Dumnezeu a dat viața și doar El decide când să ia viața omului. Dar ce s-a decis sus se derulează jos.
Și Dumnezeu îi îngăduie satanei să se atingă de posesiunile lui Iov. Și vin veștile rele într-o zi. Observați versetul 13 cum începe. Într-o zi. Ai putea o numi ziua cea rea, cum îi spune Pavel în Efeseni, capitolul 6. În ziua cea rea. S-ar putea unii să fi trecut pe aici. Îți mai amintești când a fost ziua cea rea? Când parcă nu se mai opreau veștile rele. Nu mă refer aici doar la o zi de 24 de ore, o perioadă, o vreme, când parcă nu se mai terminau încercările. Și aici textul spune că într-o zi Iov a pierdut totul. Pierde animalele, pierde robii, pierde copiii. Iov n-are habar de ce sunt toate aceste pierde și face gesturi normale pentru un om care suferă. În capitolul 1, versetul 20, spune că după ce Iov a primit veștile că a pierdut toate aceste posesiuni, incluzând copiii, spune că Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Să pierzi aproape totul deodată. Să pierzi ce ai adunat toată viața. Să pierzi copiii. Nu poți fi nepăsător. Tu ce ai face? Cum ai reacționa? Știi că atitudinea ta în timpul încercării depinde de cunoașterea lui Dumnezeu. De ce fel de Dumnezeu ai? Cine era El pentru tine înaintea încercării? Acela va fi și în timpul încercării. Și Iov, în loc să blesteme, să înjure, cum ar face mulți, s-a închinat lui Dumnezeu, l-a lăudat pe Dumnezeu. Aici stă paradoxul, aici se face diferența. Să binecuvintezi când, după standardele umane, firești, ar trebui să blestemi. Da, dacă Dumnezeul tău este relativ, este un Dumnezeu schimbător, incapabil de a controla răul, suferința, atunci vei blestema. Dar, dacă Dumnezeul tău e absolut, e corect, e suveran peste istorie și peste viața ta, atunci îl vei binecuvânta și în astfel de vremuri. De aceea cred că Iov a rezistat. Datorită relației lui cu Dumnezeu. Pentru că îl cunoștea pe acest Dumnezeu și la vremuri de bunăstare. El nu declara doar că Dumnezeul lui este sfânt, el îl imita pe Dumnezeu în sfințenie. Și când vin veștile rele, Iov recunoaște sfințenia lui Dumnezeu chiar și atunci, în criză. Și s-a închinat acestui Dumnezeu. Acest Dumnezeu este sfânt și implicit este drept, pentru că sfințenia Lui implică dreptatea Lui. De aceea, cei care își pun probleme filozofice legate de existența răului se luptă cu acești termeni și nu-i pot înțelege. Pentru că dacă n-ai o relație cu acest Dumnezeu,
îl vei pricepe la un nivel al rațiunii tale, care e foarte limitată oricum. Printre alte cursuri pe care le predau la școli, este cursul de apologetică creștină. Apologetica vine de la un cuvânt grecesc, apologia, care înseamnă apărare. Această disciplină înseamnă apărarea credinței creștine. Sigur, mai mult noi proclamăm credința noastră, dar atunci când avem parte de acuze, trebuie să stăm în picioare și să ne apărăm credința. Asta a făcut-o dintotdeauna și Apostolul Pavel a făcut-o și Domnul Iisus Hristos, chiar a suferit, e adevărat, dar la un moment dat vă amintiți când s-a ridicat și a spus, dacă am spus ceva rău sau dacă am făcut ceva rău, de ce mă bați? Așa au făcut martirii, așa au făcut apologeții secolului 2 și 3. E o istorie foarte intensă, ziditoare, ca să citești viețile și scrierile apologeților creștini. Sigur, noi credincioșii creștini, bazați pe revelația Sfintei Scripturi, avem răspunsuri la anumite întrebări. Nu avem răspunsuri la toate întrebările. Dar pentru că noi avem ca autoritate finală Biblia, de aici ne extragem răspunsurile, folosindu-ne și de rațiune, e adevărat. Dar nu rațiunea este ultima autoritate la care apelăm, ci autoritatea Sfintei Scripturi, care este inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Și de aceea, studiind apologetica, vorbind cu mulți tineri, am înțeles și din sondaje și din discuții personale că cei mai mulți tineri și oameni care își pun problemele filozofice sau teologice cred că problema răului, existenței răului și a suferinței lumii este cea mai grea problemă cu care ei se confruntă. Cele mai multe dezamăgiri, căderi, vin datorită suferinței în lume. De ce îngăduie un Dumnezeu bun și drept ca răul să triumfe de atâtea ori în lumea aceasta? De ce suferă cei drepți? De ce suferă inocenții, copiii? Și pentru că nu primesc răspuns pentru așteptarea rațiunilor, cedează. Unii blestemă pe Dumnezeu, alții devin agnostici, adică indiferenți. Puțini sunt cei care trec acest test și care îl cunosc pe Dumnezeu. Și ei n-au nevoie de răspunsuri la toate întrebările minților, dar se încred suficient în acest Dumnezeu și îl acceptă ca suveran, drept și bun în același timp. Iov l-a cunoscut pe acest Dumnezeu. Aici e tot secretul. Știa că Dumnezeu este bun și drept, chiar dacă a îngăduit să vină peste el acest rău, pentru că Dumnezeul lui Iov nu se schimbă. Chiar dacă tu treci prin criză, Dumnezeu este același. Și în ce constă secretul? În părtășie. Cu cât stai mai mult în părtășie cu acest Dumnezeu și citești cuvintele și vorbești cu el în rugăciune, constanța părtășiei, a relației personale, te va face să nu păcătuiești deloc și să nu vorbești nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Am citit despre un pastor care a fost chemat la maternitate pentru că o pereche din biserică, tineri căsătoriți,
o vreme, au avut primul lor copil. Și pastorul s-a dus foarte jovial, bucuros, la spital să viziteze pe mamă, pe tată, să-i felicite. Și când a ajuns în salon, a înțeles că acolo se petrecea o dramă. Dintr-o dată zâmbetul i-a pierit. Pentru că atunci când mama noului născut l-a văzut pe pastor, i-a întins copilul și i-a spus doar atât: s-a născut orb, n-are ochi, ce-mi spui? Da, tu ce îi spune acestei femei, acestei mame? L-ai mai lăudat pe Dumnezeu atunci, în fața ei? Ai scoat în evidență dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu? Da, sunt situații limită în care nu-ți vine din fire, din natură să mai crezi că Dumnezeu este drept și bun. Dar vedeți o atitudine diferită la Iov. Iov știa că Dumnezeu nu l-a pedepsit pentru că a păcătuit. A intrat într-un dialog lung cu Dumnezeu. Avea nevoie de ceva mai mult de atât. Știți, unii dintre noi văd viața cu Dumnezeu ca un fel de contract. Eu sunt curat, Dumnezeu trebuie să mă binecuvinteze. Cred în Iisus, e o afacere bună, că Iisus e tot timpul cu tine. Hristos e o garanție a mea, e o siguranță avantajoasă, merită. Până când vine ziua cea rea. Dar viața noastră cu Dumnezeu și cu Hristos nu e un contract de acest gen uman. Dumnezeu nu are favoriți. Dumnezeu îi susține și pe cei buni și pe cei răi. Întrebarea lui Iov însă este obiectivă. Merită să fie neprihănit, chiar dacă nu înțelegi de ce a îngăduit Dumnezeu o încercare peste tine? Da, pentru că contează părtășia cu El. Frica de Domnul, frica în sens de teamă sfântă, de reverență, e esența vieții, pentru că are o asigurare eternă. De aceea trebuie să asculți de Dumnezeu în termenii Lui, nu în termenii tăi. Iov n-a pus niciodată la îndoială caracterul lui Dumnezeu. Când Iov are întrebări pentru Dumnezeu, aceste întrebări au mai mult de a face cu absența aparentă a lui Dumnezeu. Dar Iov n-a pus niciodată la îndoială caracterul lui Dumnezeu. Vă amintiți de Domnul nostru Iisus Hristos în Ghețiman? Tatăl, în aparență, l-a abandonat pe fiul acolo. Dar mai târziu a înțeles și fiul, și înțelegem și noi, că Dumnezeu era chiar acolo. Dumnezeu e lângă noi, suferind. E deasupra noastră, dând sens evenimentelor care vin peste noi. Este înaintea noastră, călăuzindu-ne. De aceea să ai grijă să nu păcătuiești înaintea lui Dumnezeu, adică să nu-L ispitești pe Dumnezeu, să nu-L acuzi pe Dumnezeu într-un mod nedrept, pripit.
Și finalul cărții lui Iov arată de fapt că Iov era cel acuzat. Asta a descoperit Iov, că la un moment dat întrebările lui nu mai erau potrivite. Că important nu era să primească un răspuns, ci o revelație. Dar și noi, nu-i așa, ne purtăm adesea ca și Iov. Dar acesta a fost primul meu gând pentru dumneavoastră. Să ai grijă întâi cum îți reprezinți Dumnezeul în timpul suferinței. Cunoașterea Lui, relația cu El, n-au voie să dispară, să fie trădate chiar când vine ziua cea rea. Nu vei înțelege dintr-o dată totul. Poate niciodată nu vei înțelege anumite motive pentru care Dumnezeu te-a încercat. Dar nu asta este important. Important este să ai atitudinea lui Iov, să pui strajă gurii tale, să nu vorbești nimic necuvincios la adresa Dumnezeului tău. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dar asta a fost doar introducerea. Avem acum partea a doua, care este, după mine, cea mai importantă și acum ne mișcăm spre încercarea lui Iov, spre lecția suferinței. Recapitulăm. Am văzut întâi că Dumnezeu este suveran și este sfânt, că Dumnezeu îngăduie să vină suferințe și dacă ai părtășie cu Dumnezeu, vei putea înțelege de ce a venit suferința, chiar dacă nu vei primi răspuns la toate întrebările tale. Pentru că Dumnezeu consideră uneori că e mai bine să primești descoperiri și nu răspunsuri. Iov, am înțeles că a fost binecuvântat de Dumnezeu. Iov s-a bucurat de binecuvântările lui Dumnezeu. Era cap de familie. Vreau să dau un exemplu pentru toți din jur și mai ales pentru fiii lui, cum se poartă un cap de familie. Și anume, să aducă mereu jertfe lui Dumnezeu, să-și asume responsabilități pentru copiii, să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru copiii lui. A avut grijă la vorbire, nu cumva prin vorbele lui să denigreze onoarea lui Dumnezeu. Iov era bine. Știm aceasta din capitolul 1, chiar și din capitolul 2, se pomenesc anumite lucruri. Și totuși ce n-a știut Iov, și noi știm, este că toată încercarea lui Iov a pornit din cer. Iov n-avea această dimensiune atunci. Dumnezeu n-a considerat că Iov trebuie să știe că a existat un fel de înțelegere cu unul din supușii lui cu privire la integritatea lui Iov. Acest ha-satan sau satana, să știți că era un titlu, nu era un nume. Un titlu ca procuror, acuzator. El descoperea cum trăiesc creaturile lui Dumnezeu. Poate cum au păcătuit oamenii, ce eșecuri au avut. Acest satana a căutat să compromită și caută și astăzi să compromită lucrarea lui Dumnezeu, să producă disensiuni și tulburare pe pământ și se poate folosi chiar de tine. Dar Dumnezeu a dorit ca să arate tuturor că cel puțin un om
îl slujește, îl iubește necondiționat și îl nominalizează pe Iov. Posibil ca să fi fost și alți oameni temători de Dumnezeu, dar nu știm de ce Dumnezeu l-a ales pe Iov, pe care îl numește robul meu, adică slujitorul meu. Și când vine provocarea din partea satanei, acesta insinuează că toate faptele bune ale acestui credincios izvorăți din motive egoiste. Uitați, spune satana, îi spune lui Dumnezeu, în prezența, rețineți, în prezența cerului. Dumnezeu îi dă de toate, Dumnezeu îl protejează, sigur că e avantajos să te închini. Da? Și dacă îi iei tot ce are, garanția este că acest om îl va blestema pe Dumnezeu în față, nu doar în adâncul inimii lui, ci în văzul și în auzul tuturor, ca să se vadă că nu există niciun om care să-l slujească pe Dumnezeu necondiționat. Aceasta era provocarea. N-a fost un pariu, apropo, pentru că nu se pomenește nimic despre cine ce va câștiga. Și nu e vorba aici de două puteri egale, cum insinuează unii filozofi și gânditori, că mereu există lupta aceasta între bine și rău. Apoi, la sfârșitul istoriei, vom vedea care a fost mai tare, Dumnezeu sau Satan. Nu, nicăieri nu se sugerează aceasta. Dumnezeu este prezentat ca un Dumnezeu în control, care decide testarea lui Iov. Și când nu te aștepți, atunci Dumnezeu s-ar putea să te aleagă, să te încerce. A doua scenă din cer, vă amintiți de ea, e deschisă și în capitolul 2, sugerează ceva mai direct, și anume, vreau doar să vă citesc puțin din capitolul 2, când Domnul iar se laudă cu Iov, și după ce Iov pierde tot, inclusiv copiii, satana vine cu același motiv. Versetul 4 din capitolul 2 spune, satana îi răspunde Domnului, piele pentru piele, omul dă tot ce are pentru viața lui, de ea întinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui și sunt încredințat că te va blestema față în față. Proverbul acesta, piele pentru piele, sugerează că e un schimb avantajos. Adică Iov ar fi în stare să se lepede de Dumnezeu pentru ca să continue a trăi. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Aceeași idee a menținerii în viață cu orice preț. Adică scopul celui rău a fost să-l determine pe Dumnezeu să intensifice testarea lui Iov. De data aceasta să-i permită satanii să se atingă de oasele lui Iov, acolo unde se lășluiesc bolile, aproape să ia viața. Și care era ispita? Aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că genul acesta de ispitire din capitolul 2 e diferit decât primul. Suferința care vine e diferită de prima. Prima era o suferință la nivel social, interrelațional, familial, da. De data aceasta, cel rău presează și intră problema suferinței fizice. Care era ispita? Să schimbi frica de Dumnezeu cu o viață sănătoasă. Dumnezeu acceptă și a doua oară această concesiune. Concesiunea viza limita fizică. Să vedem ce va face Iov când va deveni bolnav. Și vine o boală greu de definit, să știți. Știm că trebuia să se scarpine cu un ciob, că era desfigurat, nu-l mai recunoșteau prietenii, că era acoperit de viermi.
pielea crăpată în capitolul 7, versetul 5, că pielea, spune în capitolul 30, se negrea și cădea, oasele ardeau și se uscau. Nu putea dormi. Unii au crezut că a fost vorba de lepră, alții că era un absces, alții că era plin de bube necunoscute astăzi. Și atunci Iov a izbucnit, a fost lovit de o așa boală, încât mulți ar fi putut crede că Dumnezeu l-a pedepsit pentru niște rele. Asta e prima părere care vine la mulți. Primul gând care ne vine în minte când cineva e bolnav așa de rău. Acum Dumnezeu îl pedepsește clar. Nici Dumnezeu n-a mai răbdat. Și satana poate exploata acest prim instinct. Se poate folosi de primele noastre păreri nejustificate, de bârfe, pentru a-ți distruge reputația. Iov se retrage din cetate, pe un mărman de cenușă. Era locul declasaților, acelor respinși de societate, și acolo își plânge starea. Și pe lângă toate aceste încercări insuportabile, Iov este ispitit în aparență de soția lui. Cu alte cuvinte, când vine soția la el și spune: tu rămâi neclintit în neprionirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mor, e ca și cum îți spune partenerul de viață: chiar vrei să te mai ții tare în integritatea ta? Scapă de toate acestea, măcar psihologic. Spune ceva, blestemă pe Dumnezeu, descarcă-te. Nu aș vrea să comentez aici atitudinea soției, pentru că nu toți interpreții Bibliei consideră că soția lui i-a cerut, de exemplu, sinucidere. Unii cred că soția lui Iov a dorit prin aceasta să-l scape de o altă suferință și i-a sugerat să cedeze, să nu înceapă un război cu Dumnezeu, că îl va pierde. Nu știm exact motivul, însă a fost un capac, dacă vreți, care s-a pus peste toate suferințele lui Iov. Și totuși, din nou, Biblia ne spune în capitolul 2, versetul 10, ultima parte, că în toate acestea Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui, adică n-a făcut erori evidente. Buzele uneori exprimă cele mai adânci gânduri ale omului. Dacă vrei să rămâi curat și spiritual și moral, trebuie să-ți înfrânezi limba, spune Iacov, capitolul 3, versetul 2. Și după și acest test, a doua fază a testului, cu boala, Iov a rămas același, integru. Înseamnă că Dumnezeu a avut dreptate cu privire la neprihănirea lui Iov. Dumnezeu s-a lăudat pe drept cu Iov. Asta e partea narrativă. Și acum aș vrea să trecem la partea de lecție, de practică. Și mi-am notat patru idei, patru lecții pe care eu le-am învățat din această experiență a lui Iov și aș vrea să vi le împărtășesc. Le-am pus într-o formă simplă, ușor de memorat, ca să-ți aduci aminte de aceste principii, de aceste lecții.
când vei trece și tu prin încercare, când va veni ziua cea rea, poate ești chiar acum. Care sunt lecțiile pe care ți le dă Dumnezeu și omul lui Dumnezeu Iov? Prima lecție, Dumnezeu poate decide când vrea să te încerce fără vreun motiv aparent. Fără pricină. E una să treci printr-o greutate ca să atingi un scop. Merită uneori să suferi pentru asta. E cu totul altceva însă să treci printr-un greu fără un motiv anume. Asta te poate trimite în stări de îndoială, de agonie. Și Iov este în această situație. Dar ține minte că Dumnezeu poate oricând să te încerce fără vreun motiv aparent. Poate nu vei ști niciodată de ce a făcut-o Dumnezeu cu tine. Vă amintiți cum Satana l-a acuzat pe Iov că trăiește cu frică de Dumnezeu pentru că e binecuvântat? Sugestia era aceasta, că frica de Dumnezeu are un motiv, egoismul lui Iov. Acum Dumnezeu îi amintește Satanei că de fapt testarea lui Iov n-a fost fără, a fost fără motiv. S-a dovedit că Iov avea frică de Dumnezeu în mod necondiționat. Poate să fie un motiv sau un mesaj care să te întoarcă pe dos. Adică Dumnezeu e de acord cu unele încercări care vin peste tine. Și nu doar că le permite, Dumnezeu le decide. Poate că asta este cea mai grea dilemă în care suntem. Pentru că dacă tu crezi că Dumnezeu este suveran peste istorie, peste viața ta, e normal să accepți și faptul că El îngăduie, nimic nu are loc fără cunoștința Lui. Dar Dumnezeu să planifice încercarea ta? De ce o face Dumnezeu? În cazul lui Iov, cred că Dumnezeu a îngăduit toate acestea pentru ca Dumnezeu să se laude cu Iov. Deci, Dumnezeu poate oricând să decidă încercarea credinței tale, fără un motiv anume, că ai păcătuit, că nu știu, vrea să te îndrepte în anumite situații, ci pur și simplu, ca să se laude cu tine. Pentru mine acest gând este foarte liniștitor. Da, s-ar putea să nu existe un motiv determinat de slăbiciunile mele, de eșecurile mele. S-ar putea ca Dumnezeu să mă încerce fără pricină. În sensul că nu un rău este la sursa încercării. Dar e foarte greu să accepți acesta. Să nu știi pentru ce ești încercat, să te gândești mereu la motive. Nu se potrivesc lucrurile, e ilogic. De ce îngăduie Dumnezeu? Dar de ce să vorbim doar de Iov aici? Vă amintiți de Domnul nostru Iisus Hristos? Vă rog să-mi spuneți un motiv pentru care El trebuia să sufere. Pentru că a păcătuit?
Dumnezeu l-a ales pe Domnul Hristos să sufere pe cruce în folosul nostru, pentru noi. Nu pentru că El a făcut ceva rău. Deci, s-ar putea să vină anumite încercări peste tine. Nu pentru că vrea Dumnezeu să te pedepsească, ci pur și simplu pentru că are un alt scop pe care poate tu nu-l vezi pe moment. Dar trebuie să te încrezi în acest Dumnezeu. Domnul nostru, care n-a avut păcat, a acceptat ceea ce Dumnezeu a decis și s-a încrezut în acest Dumnezeu, a învățat ascultarea, spune în Evrei capitolul 5. Dumnezeu are motivele Lui pentru care decide încercarea ta. Dacă v-aș povesti puțin despre Iosif, cum Dumnezeu a îngăduit să vină peste el atâtea încercări și nedreptăți și acuze și vânzare. De ce? Iosif a înțeles foarte bine spre sfârșitul cărții Geneza și spune despre aceasta. Da, voi zice către frații lui, negreșit v-ați gândit să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. De ce? Ca să scape viața unui popor în mare număr. Deci Dumnezeu avea în planul lui un popor. Nu Iosif era obiectivul, ci poporul. Înțelegi? Dumnezeu poate te alege fără vreun motiv aparent, pentru că așa vrea El, ca să te integreze într-un plan divin al Lui. Uite așa, pentru că așa vrea El. De aceea trebuie să fii totdeauna pregătit pentru o încercare care să vină fără vreun motiv anume pe care tu să-l știi. Poate nu-l vești niciodată. E posibil să-l afli mai târziu. Important este ce faci atunci când vine încercarea deodată. Aici, vedeți, nu e vorba de psihologie, adică să-ți autosugerezi motive care să te scoată din depresie, din îndoială. Nu e vorba de o doctrină inventată de teologi ca să vă eliberăm rațional sau, știu, spiritual. Aici este vorba de o cunoaștere a caracterului Dumnezeu, de a te încrede în acest caracter neschimbabil. Și cu cât îl cunoști mai mult pe acest Dumnezeu, vei cunoaște și modul în care El lucrează. Și te vei încrede în El. Și se va dovedi că El este totdeauna credincios și drept. Slavă Lui pentru aceasta. Dar asta e prima lecție. Dumnezeu poate decide oricând să fie încercat fără pricină, fără vreun motiv aparent. Ești pregătit pentru asta. Și dacă El te alege, ar trebui să te simți onorat. Al doilea principiu, a doua lecție. Învăț în cazul lui Iov acest principiu, că Dumnezeu care îți dă totul poate oricând să-ți ia totul. Iov a pierdut deodată totul fără nici o avertizare. De ce nu l-a blestemat pe Dumnezeu? Pentru că Iov știa că tot ce avea se datora lui Dumnezeu. N-a crezut nicio clipă că posesiunile lui și materiale și cele de viață, robi, animale, copii, tot ce avea era primit de la Dumnezeu.
și că acest Dumnezeu are dreptul oricând să ia totul înapoi. Știi tu că tot ce ai este primit de la Dumnezeu și că El e stăpânul a tot ce ai tu. Te vei închina tu lui Dumnezeu chiar dacă El îți ia totul. Știi cu ce va încerca să te șantajeze diavolul cel rău? Să-ți ofere prelungirea vieții în schimbul blestemului, în schimbul necredinței, trădării. Dar vreau să-ți spun aici ceva. Cel rău n-are nici o putere asupra vieții tale. Dumnezeu este cel care te poate să-ți prelungească viața și nu cel rău. El are stăpânire peste tine pentru că El te-a creat și al Lui ești. Cât de pregătit ești pentru a pierde orice? M-am întrebat nu odată acest lucru când am pierdut pe cei dragi. Cât de pregătit ești tu? Crezi tu că Dumnezeu ți-a dat totul? Ia uite-te, uite chiar acum, fă un exercițiu, uite-te împrejur, poate e soțul aici, poate e soția, poate-s copiii. Ia uite-te atent la ei, te iubești așa, ce te face fără ei. Ai fi tu pregătit să-i pierzi, dar știi tu că Domnul ți-a dat. Crezi tu că Domnul are drept asupra a tot ce ai? Asta este dincolo de o credință oarecare. Și această încredere, această convingere a avut-o Iov. Iov chiar credea că Dumnezeu i-a dat totul. De aceea a fost în stare să spună când au venit toate încercările, gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru că Dumnezeu care ți-a dat totul, poate oricând să-ți ia totul. Aceasta e a doua lecție. Parcă e mai grea decât prima, nu-i așa? Să accepți, să crezi că Dumnezeu poate oricând să te încerce fără vreun motiv aparent. Dar să crezi că Dumnezeu poate să-ți ia oricând totul e mai greu. Și vine a treia lecție pe care am învățat-o de la acest rob al Domnului de la Iov. Și anume, felul în care te-ai raportat înainte de încercare va fi determinant în timpul încercării. Sau mai simplu spus, când va veni încercarea peste tine, vei face ceea ce știi mai bine să faci. Dacă înainte de încercare te-ai închinat lui Dumnezeu, i-ai mulțumit pentru orice, asta vei face și când va veni încercarea pe neașteptate. Iov a rămas integru pentru că a rămas în procesul ascultării de Dumnezeu. Nebănuita, neașteptata încercare nu l-a dărâmat. Unde a fost secretul lui Iov? Secretul a stat în viața de închinare, dinaintea încercării.
Vă amintiți de Iov ce făcea ca obicei? Cum se ruga pentru copii? Cum aducea jertfe lui Dumnezeu? Ce a făcut Iov când au venit veștile peste el? Spune versetul 20 din capitolul 1. Iov s-a sculat și a sfâșiat mantaua ca semn de durere și a tuns capul în semn de smerenie și apoi aruncându-se la pământ s-a închinat. Când va veni încercarea peste tine, nu vei ști ce să faci. Vei face ce știi mai bine să faci, ce ai învățat până atunci, ce era obicei pentru tine, ca pentru Iov. Dacă ai blestemat pe Dumnezeu la fiecare nereușită și te-ai răstit la El și ai folosit cuvinte nepotrivite, dacă te-ai îndoit mereu, dacă ai vorbit împotriva lui Dumnezeu, cum nu se cuvine, asta vei face și când va veni cea mai grea încercare peste tine. Dar dacă toată viața te-ai rugat și ai mulțumit lui Dumnezeu pentru orice lucru și când va veni cea mai grea încercare, asta vei face pentru că asta știi cel mai bine să faci. N-am alt exemplu din nou mai bun și mai potrivit aici decât pe Domnul Iisus Hristos. Era pe cruce, batjocorit. Ce a făcut Domnul nostru pe cruce? Vă amintiți? S-a rugat pentru cei care îl batjocoreau. A făcut bine, a avut grijă de mama lui, i-a iertat pe cei care l-au răstignit. Ce a făcut? A făcut ce știa mai bine să facă. Ce a făcut toată viața? Să ierte, să se roage, să facă bine. Când vine cea mai grea clipă din viața ta, nu vei ști ce să faci. Cu toată modestia, îmi amintesc că atunci când am primit vestea morții primei soții, pe care o chema Mia, cu care am avut 25 de ani de căsnicie, binecuvântați, frumoși, 6 copii. La 11 și jumătate noapte am primit telefonul. Am urlat, am tremurat, ca orice om. Nu ești pregătit pentru așa ceva. Să nu crezi că ești pregătit. Și după un timp au venit frații să mă înconjoare, să stea lângă mine. A trebuit să-mi cer scuze. La un moment dat m-am retras în cameră să rămân numai eu singur. Și acolo m-am plecat pe genunchi și m-am rugat lui Dumnezeu cu voce tare. I-am cerut ajutor. Știți ce am făcut? Ce știam mai bine să fac. Îmi amintesc că în copilăria mea și în tinerețea mea o vedeam adesea pe mama mea rugându-se, voce tare, strigând către Dumnezeu cu adevărat. Atunci știam, așa mic cum eram, știam că avem probleme în casă, mai ales cu tata. Și noi copiii făceam liniște, ne retrăgeam undeva până când rugăciunea înceta. Și mama ieșea din cameră. Mai târziu, acest model m-a marcat și pe mine și m-a ajutat în cel mai dificil moment al vieții.
am făcut ce am fost învățat să fac, ce știam mai bine să fac. Asta m-a învățat și mama mea. Când vin încercările, oricât de mici ar fi, pune-te pe genunchi, roagă-te lui Dumnezeu. Pentru că atunci, în acel moment, nu vei ști ce să faci. Din păcate, trebuie să vă dau și exemple negative. Și aceasta ca avertizare pentru unii care nu luați în serios pregătirea. Eram păstor undeva într-o parte a țării și împreună cu un frate din conducerea bisericii am hotărât să vizităm pe o soră care e adevărat că nu prea venea să se închine la biserică. Dar știind că e grav bolnavă, am vorbit cu copiii ei și ne-au spus că are cancer, dar că ea încă nu știe. Și e în fază terminală. Stătea de mult timp prin spitale, apoi acasă. Au trimis-o acasă pentru că nu mai era nimic de făcut. Și ne-am dus, sigur, să o vizităm. Am ajuns în casă la ea. Și am încercat să deschid un dialog pe probleme spirituale, să o ajut sufletește, să o pregătesc să-i spun, să ne rugăm împreună, să își rezolve anumite probleme, poate de trecut, cu ce se luptă, să se pregătească. 2 ore cât am stat acolo. Ori de câte ori încercam să deschid un subiect despre viața duhovnicească, îl evita. Schimba subiectul imediat. Mereu vorbea ea, nu ne lăsa pe noi care eram acolo să vorbim. Dar tot acest timp, în tot acest timp vorbea despre îngrijorări, despre cheltuieli, despre câți bani a dat la doctor, despre faptul că soțul nu ajută, copiii nu înțeleg și iar venea la îngrijorări și iar vorbea de bani. Știți ce făcea? Ce știa mai bine să facă? Ce a făcut tot în viața? S-a îngrijorat. Și când mai avea puțin de trăit, n-a știut altceva ce să facă. Odată n-a pomenit de Dumnezeu în vorbirea ei. Am plecat foarte trist de acolo. Am reușit în final să o conving. Am venit să ne rugăm cu ea. După 2 săptămâni a murit. A plecat din lumea asta. M-am întrebat și te întreb și pe tine. Oare ce ai discuta dacă ai primi o veste rea, să zicem despre sănătatea ta? Știi ce ai discuta? Mereu? Ce știi mai bine? Ce ai fost obișnuit? Dacă toată viața ai vorbit despre politică, poate că și atunci tot despre politică. Dacă ai fost nemulțumit toată viața, asta vei face și atunci. Poate că vei vorbi lucruri banale, pentru că asta ai făcut toată viața. Ai discutat exact ce ai discutat toată viața. Când vin astfel de momente, nu știi ce să faci. Vei face ce știi mai bine să faci. Dacă ești credincios, te vei ruga și îl vei lăuda pe Domnul chiar în aceste momente și te-ai pregăti pentru întâlnirea cu Domnul tău în slavă. Pentru că asta știi cel mai bine să faci. De aceea îl înțeleg și pe Apostolul Pavel când spunea, fraților, aș dori să mă mut să fiu cu Domnul. E mai bine. Mai trebuie să rămân cu voi, să vă ajut, dar tânjirea sufletului meu este alta. Asta este a treia lecție. Învăț de la Iov că atunci când vine încercarea,
mă voi raporta la Dumnezeu, la încercare, influențat de modul în care m-am raportat la Dumnezeu sau la alte încercări înainte de aceste încercări mari. De aceea e bine să te pregătești de pe acum. Să știi să fii mulțumitor lui Dumnezeu în orice vreme. Să ai încredere că Dumnezeu îngăduie, Dumnezeu permite, Dumnezeu n-a pierdut de sub control nici viața ta, nici viața familiei tale. Nici, să știți, viața noastră aici, în țara aceasta sau în lumea aceasta. Dumnezeu știe ce face. Acesta este un plan al Lui. Nu El premeditează, nu El ispitește, nu El este sursa răului. Noi suntem cei care facem rău. Dar pregătește-te pentru încercările cele mai mari. De pe acum, din detalii, să te încrezi în Dumnezeu. Învață să ții legătura cu Dumnezeu constant. Și la plecare și la venire. Și la culcare și la sculare. Și când mănânci, când te-ai săturat. Și când sufletul tău tânjește, dă-ți drumul. Caută-L pe Dumnezeu. Pregătește-te. Pentru că atunci când va veni ziua cea rea, nu vei ști ce să faci. Vei face însă ce ai fost obișnuit să faci. Și am ajuns la ultima lecție, care este foarte simplă, ca o concluzie. Indiferent de încercare, ceea ce contează este să-ți onorezi Dumnezeu. Aceasta e a patra lecție. Indiferent de încercare, ceea ce contează este să-ți onorezi Dumnezeul. Iov a înțeles că ce era mai important pentru el era relația cu Dumnezeu. Iov nu și-a pierdut niciun moment credința, adică încrederea în Domnul, pentru că l-a cunoscut mai dinainte. Și de aceea Iov l-a onorat pe Domnul. Acest lucru nu este ușor, să stai în fața lumii, lovit, prăbușit, și de acolo să începi să-L lauzi pe Dumnezeu? Dar asta face un credincios autentic, adevărat, când are o relație intimă cu Domnul. În orice vreme va ști să-L laude pe Domnul. Apostolul Pavel scria corintenilor că, fraților, zice, noi apostolii suntem o priveliște pentru lume, pentru îngeri, pentru oameni, adică se uită toți la noi. Și ce contează este ca în acest spectacol, în acest teatron, acesta e cuvântul folosit de Pavel, când se uită toți la modul în care ne trăim viața, în final contează dacă îi dai sau nu glorie lui Dumnezeu. Cum adică înfățișezi onoarea lui Dumnezeu înaintea oamenilor atunci când trebuie să treci prin suferință? Știi că ei se uită la tine? Știi că tu în acel moment ești mărturie în favoarea sau împotriva Dumnezeului tău? Pentru că dacă arăți slăbiciune, dacă arăți o atitudine de aceasta de împotrivire sau de delăsare, de ușurătate, tu reprezinți atunci un Dumnezeu slab și în felul acesta îl dezonorezi pe Dumnezeu. Ești în fața lumii, se uită cerul, se uită vecinii la tine, se uită colegii la tine. Ce fel de Dumnezeu ai atunci când treci prin suferință? Că te-au văzut, când ai un Dumnezeu care când îți merge bine, da, îl tot lauzi și nu mai contenești cu laude. Dar când trebuie să suferi, te-ai gândit vreodată la imaginea aceasta? Să te vezi pe o scenă, să se uite toți la tine.
și să se întrebe ce fel de Dumnezeu are. Ia, fă un exercițiu chiar de imaginație. Când cazi mereu în păcat, arăți că n-ai un Dumnezeu puternic. Nu te poate elibera. Când bârfești, vorbești de rău, strici reputația celuilalt, calomniezi. Te-ai gândit vreodată ce fel de Dumnezeu reprezintă tu? Când treci prin suferință, îl mai reprezinți pe Dumnezeu ca măreț, drept, bun, chiar când suferi. Aici a fost testul suprem pentru Iov. Și el a înțeles. De aceea și-a pus mâna la gură, n-a păcătuit deloc, nu l-a ispitit pe Dumnezeu, n-a vorbit necuvincios împotriva lui Dumnezeu, n-a păcătuit deloc cu buzele lui, pentru că știa că se uită cerul, lumea, prietenii, nevasta, se uită la el. Ce fel de Dumnezeu reprezinți în timpul suferinței? Pentru mine aceasta este determinantă. Și dacă doar această lecție o iei pentru tine, e suficient. Celelalte, poate le vei învăța mai greu în timp. Dar aceasta este dominantă. Indiferent de încercare, ceea ce contează este să-ți onorezi Dumnezeu. Așa să ne ajute El, prin puterea Lui. Am o întrebare așadar, în final, pentru tine. De ce crezi în Dumnezeu? Pentru că ai moștenit credința părinților tăi? Pentru că Dumnezeu ți-a dat de toate? Pentru că ți-a răspuns la vreo rugăciune? Sau pentru că îl cunoști ca un Dumnezeu drept, imoabil, măreț și bun, chiar în suferință? Secretul lui Iov a fost părtășia intimă cu Domnul. Tu îl cunoști pe acest Dumnezeu. Îl iubești. Oricând pot să vină vești rele, ești pregătit pentru ele. Ce vei face atunci? Crezi tu că Dumnezeu care ți-a dat totul poate să-ți ia totul? Crezi că El este drept și atunci? Ce vei face atunci? Te vei ruga? Vei binecuvânta sau vei blestema? Vei face ce ai făcut și până atunci? Ce știi mai bine să faci? Când Iov a trebuit să vorbească, a spus doar atât: Domnul a dat și Domnul a luat, fie numele Lui binecuvântat. Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? Acesta era Iov, credinciosul Domnului, pe care El l-a ales fără vreun motiv aparent, doar să se laude cu El. Poate îți vine ție rândul, poate îmi vine mie rândul. Așa se vede de sus încercarea lui Iov. Acestea sunt lecțiile pe care trebuie să ni le asumăm. Dumnezeu să ne dea și puterea și înțelepciunea ca să ne onorăm Dumnezeul în orice vreme. De ce aș vrea să avem un răspuns prin rugăciune la acest mesaj? Ca să nu pleci de aici doar ascultând, dând din cap sau punându-ți alte și alte întrebări. Această carte, vă amintiți? Am spus că este o carte pentru inimă, mai mult decât pentru minte. Trebuie să-ți pregătești inima pentru aceste vremuri de încercare. De aceea Dumnezeu a lăsat cartea aceasta pentru astfel de vremuri, pentru noi, pentru tine. Citește, iubește această carte
și ca și Iov, dacă vei face așa, Dumnezeul tău va fi onorat.